Punerea unui ecran în fața unui copil este o metodă încercată și de încredere pentru a-i distrage și a-i face să stea liniștiți. Și funcționează destul de bine și pentru adulți, dar ca tehnică de calmare constantă ar putea avea dezavantajele sale, potrivit unui studiu. Cercetătorii au analizat modul în care dispozitivele digitale au fost folosite pentru a calma copiii supărați cu vârste cuprinse între 3 și 5 ani. Studiul a implicat 422 de părinți și același număr de copii și a fost realizat între august 2018 și ianuarie 2020, înainte ca pandemia de COVID-19 să bulverseze școlile și viața de familie. Ceea ce a descoperit echipa a fost că utilizarea sporită a dispozitivelor ca mecanisme de calmare a fost legată de o mai mare reactivitate emoțională sau de o mai mare dereglare la copii pe parcursul a mai multor luni. Gândiți-vă la schimbări rapide între stările de spirit și la o impulsivitate sporită, de exemplu. Asocierea a fost deosebit de puternică la băieții mici și la copiii care prezentau deja semne de hiperactivitate, impulsivitate și un temperament puternic. Se pare că aceste gadgeturi îi pot împiedica pe copii să își dezvolte propriile modalități de a-și regla emoțiile. Folosirea dispozitivelor mobile pentru a liniști un copil mic poate părea un instrument inofensiv și temporar pentru a reduce stresul din gospodărie. Cercetătorii au prezentat alte opțiuni pentru a-i calma pe copii, inclusiv experiențe senzoriale, strivirea chitului în mâini și până la sărituri pe o trambulină și numirea deliberată a emoțiilor pentru a-i ajuta să le înțeleagă. Codificarea emoțiilor prin culori îi poate ajuta de asemenea pe copii să învețe să-și identifice și să își înțeleagă stările de spirit și să comunice cu ușurință ceea ce simt. Oferirea unor comportamente de înlocuire, inclusiv lovirea unei perne, în loc de lovirea unui frate sau a unui prieten, poate fi de asemenea de ajutor, relatează știrpesurse.ro.